Câteodată viața noastră curge lin și fără provocări. Cel puțin nu fără provocări importante. Și tot câteodată ni se pare aproape un chin să decidem ce să facem cu timpul nostru. În astfel de momente devenim cumva nemulțumiți, părem nemulțumiți, într-o stare de abundență, ca niște mici împărați din basmele copilăriei, cărora nu li se poate refuza nimic. Avem totul la vârfurile degetelor. Tablete, telefoane inteligente, calculatoare, toată informația pe care ne-am putea o dori. Și avem și o grămadă de modalități prin care putem interacționa. Mai mult de atât, trăim ani în care, în ciuda multor lipsuri, foarte mulți dintre noi pot avea acces la hrană, servicii, locații de petrecere a timpului liber. Câteodată, deci, viața noastră curge lin și fără provocări. Vin însă și momente de altfel. Le spunem crize, un cuvânt care își are rădăcina la vechii greci și pentru care criză însemna punct de cotitură sau decizie. Azi suntem într-un moment de cotitură. Nu doar România trece prin acest moment dificil, ci mare parte din lumea pe care, până de curând, o știam cu toții, o lume prin care puteam călători foarte ușor, rapid, lesne. Despărțiți azi unii de alții, poate că a venit momentul să reflectăm la ceea ce poate însemna cu adevărat apropierea de ceilalți. Am putea spune că am fost aruncați, dintr-o dată, într-o pandemie a singurătății, a incertitudinii. Nu ne speriem de liniște, dar ne speriem teribil de absența celorlalți. Nu ne temem de timp, dar ne e teamă de vremurile noastre. Nu ne e frică de casele noastre, dar ne e frică de incertitudinile noastre. Să ne gândim puțin. O astfel de criză, pe lângă izolare, limitarea contactului social sau plictiseală, ar putea aduce și conștientizare, dezvoltare și timp pentru ceva ce ne-am dorit să facem, dar am amânat mereu. În poveștile copilăriei despre care am vorbit mai devreme, eroii erau supuși unor încercări. Ei nu deveneau împărați buni, de exemplu, până nu făceau dovada trecerii prin câteva încercări. De regulă 3. Azi, noi putem să trecem peste încercările acestui moment, preschimbând durerea de azi în bucuria revederii de mâine. Preschimbând incertitudinea în siguranța că avem un destin comun. Poate că momente ca acestea au darul să ne trezească, să ne facă să conștientizăm cât de mult avem și cât de mult putem pierde. Poate că un moment ca acesta, o criză, ne poate împăca cu noi și ne poate determina să vedem cu alți ochi viitorul comunităților noastre. Cumva, în aceste zile, cu toții ne gândim la toate lucrurile pe care le putem face acum, la libertatea după care tânjim, dar, de asemenea, putem face să merite acest sacrificiu. Numai că putem să îl facem să merite doar dacă, după ce acest moment va trece, vom fi schimbați. Doar dacă vom fi versiuni mai bune ale noastre. Am ieșit din zona noastră de confort și poate că acest lucru ne poate face să ne dorim să trăim cu adevărat. Pentru că doar dacă ieșim din zona de confort, putem trăi cu adevărat. Să rămânem în case. Dar să ne lăsăm spiritul să zboare către cunoaștere. Să ne ingenizăm bine mâinile, dar să le lăsăm să răsfoiască multe cărți. Toate cărțile pe care am vrut să le citim și n-am avut timp. Fie că e vorba de ele în format fizic, fie că e vorba de ele în format electronic. Să păstrăm cu strictețe distanțarea socială, dar să fim alături, încurajându-ne unii pe alții în toate formele, în toate formele pe care tehnologia de astăzi ni le pune la dispoziție, pentru că a fi în comunitate nu presupune doar o prezență fizică. Câteodată, viața noastră curge lin și fără provocări. Alteori ne aruncă într-un carusel din care abia dacă ne putem da jos. Iar alteori, și asta pare cumva ironic, ne lasă în liniște pentru a ne gândi, pentru a învăța, pentru a deveni.
să nu pierdem acest moment. Să rămânem în casele noastre, dar să învățăm că uneori, atunci când totul era normal, când nu era criză, poate că ajungeam prea ușor să fim nemulțumiți, uitând cât de mult primeam de fapt. Ne alintam poate puțin prea mult față de cât ar fi meritat. Respectând măsurile de izolare, criza va trece. Dar să nu lăsăm să treacă pe lângă noi lecția acestei crize. Să rămânem în case, dar să ne găsim certitudinile. Oamenii sunt mai importanți decât orice altceva. Calitatea e mai importantă decât cantitatea. Iar noi, fiecare dintre noi, poate să contribuie la o lume mai bună. Da. Am început să ne privim cu adevărat unii pe alții. Poate cu suspiciune, dar ne privim. Concret, real, pe bune. Până mai ieri ne uitam pasiv la știrile, la știri dintre cele mai grozave și ni se părea foarte, foarte puțin ceea ce vedem. Totul era departe, foarte departe. Nu ne privea pe noi. Acum, auzul unui strănut modifică fundamental atmosfera înconjurătoare. Știm tot mai concret că celălalt e lângă noi, că sănătatea noastră depinde nu de ideile sau de mofturile cuiva, de fițele sau de capriciile cuiva, ci chiar de respirația sau de strănutul aproapelui. Gesturi simple, dar vitale, pe care nu le conștientizăm când ne este bine, când suntem plini de noi, când ne atingem în aroganța noastră orizonturile nu de puține ori meschine. Viața noastră a fiecăruia, în toate formele ei, depinde și de celălalt. Mereu a fost așa, de când e lumea. Orgoliul împiedică recunoașterea acestei realități. Sper că odată trecut această criză, când apele se vor fi reașezat în matcă, când râul va fi la fel ca înainte, iar răul va fi trecut, să rămânem cu conștiința vie că celălalt există și că avem nevoie unii de alții mai mult decât am crezut până acum. Bine ai venit, Florin Coșuleț, să zicem reprezentant al Facultății de Litere și Arte. Bine ne-am găsit aici. Bine ai venit și tu. Sunt la fel de gazdă ca și tine. Bogdan Gheorghiță, reprezentant al Facultății de Științe Sociale. Și ar trebui să le spunem celor care ne ascultă, să spunem mai mulți, scopul acestei intervenții ale noastre. Da, păi am prin natura pozițiilor pe care vremelnic le avem, ne ocupăm cumva mai mult de zona asta studențească la nivelul facultăților noastre și am constatat că există o așteptare din partea studenților, așa cum vorbeam mai devreme, astăzi închiși nu în sălile de curs, ci în case. Și este o așteptare cu privire la dorința de a afla mai multe, de a comunica mai mult într-un moment în care, iată, ne lipsește apropierea, ne lipsesc sălile de curs, ne lipsește celălalt în forma pe care o cunoșteam. Sigur, ea există, dar e cumva schimbat într-o altă formă. Trebuie să mărturisim, dacă îmi dai voie, că nu doar nevoia studenților de a afla informații concrete și de a stabili un raport foarte direct cu studenții noștri, ne-a mânat în luptă să facem acest demers, să întreprindem acest demers, ci și dorul nostru cumva de ei. Eu personal sunt răvășit de acest dor și recurg chiar și la niște metode puțin cunoscute mie până acum. Eram obișnuit cu apropierea și în meseria mea de actor și în cea de profesor cu o apropiere mai mare, dar sper să ne descurcăm și pe acest tărâm al virtualului. Da. Spuneam că trebuie să recunoști și tu treaba asta.
Sigur, da. Acum ce e interesant este și titlul pe care prin care am ales să ne adresăm, dar o să vorbim despre el imediat. Dar ce am vrut eu să punctez acum cumva este și dorința aceasta de a discuta, de a ne apropia cumva, însă trebuie să fim conștienți că există cumva o inflație de modalități din acestea online. Am fost aruncați în casele noastre de către pandemie și am găsit resursele electronice pe care le folosim la capacitate maximă acum, fie că e vorba de cursuri online și sau de, eu știu, întâlniri din acestea de tot felul, ateliere și așa mai departe. Toată lumea este prezentă acum pe Facebook, într-o formă sau alta. Dar, pe de altă parte, noi ne adresăm, în primul rând, comunității studențești și, de ce nu, și a colegilor din Universitatea Sibiană și, cumva, dincolo de această inflație, cumva, de videouri, de podcasturi și de alte lucruri de tipul acesta, încercăm să ne cantonăm în zona aceasta, a apropierii de comunitatea studențească în ansamblul ei. Sigur că da, este un demers și toată lumea trebuie să înțeleagă de la început că e un demers foarte sincer și sperăm noi să-l păstrăm foarte curat în informație și în dialog și în tot ceea ce o să constituie acest demers. Un lucru sincer, un dialog sincer cu cei care ne ascultă și în special studenții noștri. Și acum să fim sinceri, internetul era destul de stufos și înainte. Avem toată încrederea că studenții noștri vor ști să facă slalom prin amalgamul acesta de informații, uneori false, și să se oprească acolo unde trebuie și să-și ia ceea ce e necesar și util pentru perioada aceasta. Da, cumva asta ar trebui să fie foarte clar de la început, că ne interesează, sau acesta ar fi și un canal în care să încercăm să avem informație cât mai potrivită în ceea ce îi privește, cu atât mai mult cu cât am constatat că de fapt asta este una dintre așteptări, și anume tocmai dorința de a fi informați, și pentru noi e important să fie informați din surse corecte și surse de încredere. Corect. Ne spui tu numele... Sub care încercăm să adunăm seria asta, să sperăm că e o serie. Acum, în paranteză fie spus, suntem la început, așteptăm tot felul de sugestii și păreri cu privire la ce ar trebui să cuprindă această întâlnire, care sperăm noi să fie săptămânală, această întâlnire care este în forma asta astăzi, dar poate fi actualizată. Și îmbunătățită, bineînțeles. Deși primul instinct e perfect, nici în teatru vorbesc. Da, emisiunea, dacă îmi permiți, această emisiune, ghilimele, se numește, am numit-o de comun acord, Victoriei 5-7 în vremea pandemiei. Corect? Corect. Trebuie să aveți imaginea acestui titlu, pentru că e scris Victorie, I, în paranteză, și restul așa cum v-am spus până acum. Poți să spui tu de ce am ales acest titlu? Sau spun tot eu? Da, că eu vreau să fac logo-ul emisiunii. Am înțeles. Pentru că cele două facultăți... Da, așa e, corect. Victoriei 5-7, în vremea pandemiei, n-ai mai apucat să scrii. Cele două facultăți pe care noi le reprezentăm au sediile în aceeași clădire și așa ne-am unit forțele gândindu-ne la studenții noștri și atunci am zis că adresa facultății să fie și puțin modificată și stilizată, să fie și titlul acestor întâlniri, sperăm noi, viitoare. Vorbeam de informații. Dar suntem dispuși să o transformăm în piața mare la un moment dat. Poate, cine știe. Să sperăm că vom face cât mai curând o emisiune în piața mare cu oameni concret, da. Să zic așa, și să fie ultima pe care o să facem în piața mare, dar cu lume multă, cu oameni foarte mulți acolo. Vorbeam de informații. Informații utile și în sensul acesta ne-am gândit
și ca o surpriză și ca un suport de început, cel mai puternic suport de început, iar informația să vină de la cea mai autorizată sursă a universității noastre. În sensul acesta ne-am gândit să primim informația de la rectorul, noul rector al Universității Lucian Blaga, domnul Sorin Radu. Bogdan? Da, haideți să vedem. Haideți să vedem, să-l invităm alături de noi. Să-l invităm alături de noi, da. Bună ziua, domnule rector! Bună ziua, domnule rector! Bună ziua, bună seara, domnilor și dragilor colegi! Ne bucurăm mult de tot că sunteți alături de noi în după-amiaza seara aceasta și ne bucurăm mult că v-ați găsit timp să intrați cu noi astăzi, pentru că știm că este un mandat care este la început și n-a început în cele mai ușoare condiții. Cu drag și felicitări pentru inițiativă. Sper să crească acest proiect și să devină încet, încet al universității. Da, trăim vremuri ciudate, am început mandatul într-o vreme sau în vremuri neobișnuite. Manualele de management nu ne învață cum să ne comportăm în această perioadă, dar încercăm din mers să învățăm, să ne uităm la alții și să urmăm practicile bune. Cum ești? Suntem bine, acasă, sănătoși, voinici. Stați acasă. Voi puteți sta acasă. Nu, am mai venit și noi la facultate, că e nevoie de noi, dar nu chiar ca dumneavoastră așa de des. Stăm cât putem izolați, tocmai pentru a respecta ceea ce trebuie în zilele acestea. Vorbea Bogdan mai devreme de mandatul pe care tocmai l-ați preluat și pentru că mie mi s-a părut un pic, m-a durut cumva că nu ați beneficiat de o festivitate firească, știți? Când suntem în condiții normale, ne mai plictisim la festivitățile astea, auleu, nu știu ce, dar acum mi-ar fi plăcut din tot sufletul să existe o astfel de festivitate și tocmai că sunteți la început, vă rog să faceți o mică prezentare a echipei, a câteva gânduri, așa. Lumea e important să știe cine este nou rector al universității noastre. Personal n-am, da, mulțumesc Florin, personal nu am perceput ca pe o tragedie, să zic, faptul că nu am reușit să facem, nu știu, o conferință de presă sau să ne publicăm sau să ne prezentăm foarte pe larg colegii, echipele și mai departe, pentru că cumva, poate într-un fel, să zicem, e bine pentru că am început să lucrăm pe niște proiecte și cumva ar fi bine să încercăm să ne prezentăm în fața comunității academice după ce lucrurile au fost startate. Echipa s-a format în cea mai mare parte. Mai avem în această săptămâna viitoare, câteva concursuri și sper să se finalizeze cu bine pentru a întregi toată echipa, dar pot spune în acest moment, sunt lucruri publice, cei patru prorectori au fost validați, au preluat mandatul, lucrăm împreună, încercăm să nu stăm acasă pentru că nu putem sta acasă, pentru că activitățile administrative, birocratice, mai ales, ne obligă să fim prezenți acolo. Dar încet, încet ne adaptăm, chiar dacă, iată, sunt niște situații pe care chiar nu știu cum să le tratăm sau nu știm uneori cum să le tratăm, astfel că reușim să ținem legătura cu colegii noștri din țară și încet, încet să găsim soluții potrivite. Colegii mei sunt cunoscuți, doamna prodecan, prorector, pardon, fostă prodecan, Raluca Sasu, domnul fost prodecan al Facultății de Medicină Horațiu Dura, domnul fost prodecan al Facultății de Inginerie Adrian Pascu și fostul decan al Facultății de Litere Andrei Terian. Aceasta este echipa de prorectori. La decan suntem mai mulți, nu știu dacă e locul, timpul ne permite să vorbim despre toți. O echipă tânără, aș zice, o echipă care are în mare parte experiență. Mulți dintre noi însă ne-am format în câmpuri diferite, să zicem, dar încet, încet ne înșurubăm în managementul universitar.
Domnule rector, să sperăm că această întrebare a încălzit un pic atmosfera, pentru că vrem să vă întrebăm și altceva, urându-vă desigur succes în toată activitatea. Vrem să vă rugăm să ne spuneți care sunt, în general, care este părerea noastră despre ceea ce urmează să se întâmple, poate un gând bun adresat studenților în această etapă, apropo de activitățile online și apropo de situația, sigur, pe care o traversăm. Studenții au spus de multe ori, probabil că și noastră știți, au ajuns cu siguranță și la dumneavoastră lucrurile astea, așteaptă, sunt dornici să revină în sălile de curs, deși nu e deloc rău că participă la cursurile online, desigur. Starea de urgență impusă aproape, sau la scurt timp după preluarea mandatului, ne-a obligat într-adevăr să luăm niște măsuri cu totul excepționale. Ordonanțele militare și toate măsurile guvernamentale au generat pentru noi o mare provocare și, într-un fel, ne-au ajutat să punem în practică o prevedere, un punct important al programului managerial, acela de a folosi cât se poate de mult învățământul pe platformele de e-learning. Sigur că nu ne-am dorit să lansăm această provocare într-un asemenea context, dar iată că uneori istoria ne obligă să facem acele mutări pe care nu le pregătim întotdeauna. Dacă în linii mari proiectul managerial a fost suspendat, în sensul că n-am putut trece la implementarea unor măsuri tocmai datorită acestei stări de urgență, totuși, iată, trecerea la munca online, la învățământul online, a fost o experiență cu totul nouă, pentru, mai ales datorită amplorii fenomenului. Pentru că la universitatea noastră, după cum bine știm, se foloseau platformele de e-learning, dar, sigur, într-o proporție mult mai mică. Acum vorbim de un învățământ general, aproape generalizat pe online, și acesta, feedback-ul pe care îl avem, este unul extrem de pozitiv, sau poate aș spune, îndrăznit să spun, neașteptat de pozitiv, în contextul în care cadrele didactice s-au adaptat foarte rapid și au demonstrat că, fără un training prealabil, cu sprijinul oferit de către departamentul nostru de comunicații, într-un timp foarte scurt a reușit să folosească, poate nu la capacitate maximă, să zicem, toate, nu știu, punctele tare ale acestor platforme sau toate instrumentele oferite de aceste platforme, dar este un succes. Iar pe de altă parte, studenții, și semnalele sunt foarte serioase, participă într-un număr mai mare la cursurile online, la activități online, decât la curs. E un lucru care ne bucură și asta poate ne face să, nu știu, cumva să ne gândim la când această criză va trece, să analizăm un pic de ce acești colegi studenți au reușit să acceseze online-ul, dar n-au reușit să acceseze sala de curs și laboratoarele noastre. Deci, feedback-ul este pozitiv. E adevărat însă că nu avem acum instrumente măsurători foarte clare. Pregătim în săptămâna viitoare un asemenea instrument prin care încercăm să colectăm date cu privire la starea de bine, la efectele acestui învățământ asupra studenților, asupra cadrelor didactice. Și după ce vom primi acest feedback, vom încerca cumva să remediem acolo unde se poate. Dar, într-adevăr, starea de urgență, ordonanțele militare ne-au obligat să luăm niște măsuri cu totul excepționale. Și acestea, sigur, am încercat să le sintetizăm cât mai mult, ca să nu fie complicate, să fie pe înțelesul tuturor. Și aceste măsuri au privit atât activitatea didactică, atât activitatea cu studenții, cât și activitatea administrativă, deopotrivă. Cam acestea sunt acum nu-mi reglez timpul, nu știu cât de mult pot insista. Păi mai avem noi o întrebare atunci. Ce le transmite studenților? Un gând de pandemie. Studenților, mă bucur să aud că studenții vor să revină la cursuri. Da, și noi. Cu mare drag și sperăm cât mai repede. Admir efortul lor de a se implica și de a face față temelor, poate mult prea multor teme care, sau exerciții pe care le-au primit în această perioadă. Admir solidaritatea lor, empatia lor și dorința lor de a se implica în acțiuni de tot felul, inclusiv de voluntariat. Avem un număr foarte mare de studenți voluntari, de rezidenți, care sunt în prima linie a frontului, dacă pot să folosesc un termen
oarecum mai radical. Sunt personal de drept impresionat de maniera în care colegii mei, comunitatea academică, au răspuns provocărilor lansate de această stare de urgență și mai ales sunt impresionat de acțiunile derulate de colegii mei, de la unele poate mărunte și care nu se văd, care nu sunt vizibile, despre care presa poate nu scrie, sau mor sigur nu scrie, dar care constituie un ajutor acolo, la locul pe care, în care colegii mei lucrează. Nu le pot transmite decât să privească cu încredere spre viitor, să aibă încredere în noi, în măsurile guvernamentale, că încet, încet le vom depăși. Nu le pot transmite decât să intre în săptămâna luminată cei care n-au făcut-o încă, pentru că, iată, peste 3 zile, comunitatea reformată și evanghelică va sărbători Sfintele Sărbători Pascale, iar ortodoxii duminica cealaltă le urez să intre în această săptămână cu sufletul curat, veseli, voioși, să stea în casă cât se poate, măcar în curte, dacă au puterea asta, să se bucure de ei, de familie, să țină legătura cu colegii, să țină legătura cu voi, cu colegii mei, cu cadrele didactice, să acceseze toate formele de implicare socială, atât cât le permite timpul lor și mai ales să nu-și pună în pericol, nu știu, sănătatea lor, a celor dragi, a familiilor, și să aibă încredere că, nu știu, efortul comun de a ne comporta obișnuit în aceste vremuri neobișnuite ne va scoate cumva la iveală și vom vedea până la urmă lumina frumoasă de mai, sperăm noi, în care vom intra în normalitate. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu, urez succes proiectului, vouă, vă felicit pentru curaj și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și să ne putem strânge mâinile. Mulțumim mult, domnule. Mulțumim foarte mult. Mult succes. Seară plăcută. Seară plăcută. Florin, apropo de discuția pe care am avut-o, atunci ar fi întrebarea, oare ce fac studenții noștri? Ar fi o întrebare firească. Lor ne adresăm în principal și ar trebui să trecem la următorul pas abrupt, fără să mai dezvoltăm această intervenție care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult a rectorului. Da. Suntem în direct cu una dintre studentele, trebuie să mă laud de data asta, studenta Facultății de Științe Socio-Umane. O lăsăm să se prezinte și să ne spună ce mai face, dar bineînțeles este doar să rămână. Este doar prima invitată, o să fie o contra invitație probabil pe în perioada următoare de la Litere și Arte. Ce faceți? Ne spuneți ceva despre dumneavoastră? Foarte bine, mă numesc Ana Vukovic, sunt an terminal la științe politice. Fiind prinsă în carantină, am decis să încerc să-mi găsesc alte ocupații, alte hobby-uri. Ba chiar pot să prezint prima floare crescută în carantină. Așa de mare! Aici am pui de margarete. Foarte frumos, bravo! Pe care ne-am pus săptămâna trecută. Foarte frumos. Te-ai ocupat și înainte de flori sau pur și simplu acum ți-ai descoperit? Nu. Acum a fost un impact și cu o zi înainte să fie impusă prima ordonanță am mers să-mi cumpăr ghivece și sol. Excelent. Foarte tare. Că semințele aveam deja. Foarte tare acest hobby pe care îl dezvoltați, nu? Că înțeleg că e un hobby. Da, am mai multe ghivece. Haideți să vă întrebăm, pentru că a zis că aveți mai multe ghivece, n-am auzit. Da. Am un copăcel chinezesc. Bun. Se numește Cornelius. Și am observat că fiecare plantă are nevoie de timp diferit pentru a crește. De afecțiune. Da. Ca și noi oameni. Of, afecțiune. Ne-ai încântat cu ceva? Da. Am decis să vă încânt cu o piesă de Paramore.
only exception. Și... Da, să-mi spuneți dacă se aude bine. Vă mulțumim mult de tot, a fost foarte, foarte frumos. Excelente preocupări, să crești flori în ghivece și să cânți la chitară, e aproape suficient. Poți să trăiești o viață făcând aceste două lucruri. Aveam o cunoștință care mărturisea la un moment dat, o colegă de-a mea spunea că o chinuiau părinții să... o chinuia în ghilimele, să învețe la pian. Și a întrebat-o pe bunica ei, dar de ce mă chinuie? Că nu vreau să ajung pianistă. Și bine, zice, dar ei te chinuie pentru momentele când vei fi singur, singură. E de mare folos o chitară sau muzica este... în general ne poate ajuta enorm de mult. Excelente preocupări. Este un refugiu pentru mine. Cu toate că nu am avut niciodată ocazia să fac studii în domeniu, pentru că mi s-a părut un pic inutil, odată ce observ că îți iese de la sine, fără să spună cineva bazele, cred că e destul doar să vrei să continui de unul singur și o să iasă. Și acum, având timp, încerc să însușesc din toate. Acum, dacă îmi permiți să avem un dialog, eu zic că și studiile uneori ajută, pentru că, de exemplu, în politică, și asta voi vă știți mai bine în partea asta, sunt mulți care nu și-au făcut studii și nu sunt chiar ok. Dar ăsta e un subiect pe care încercăm să-l abordăm doar tangențial. Mă refeream strict la studiile de muzică, sunt conștientă că orice domeniu și orice materie are nevoie de baze. Mie mi-era doar foarte amuzant să dau din chitară când eram prin casă singură fiind mică, pentru că bunicul meu avea o chitară pe care m-am și acum, are corzile scoase, dar totodată e o statuie, e un totem, stă pe perete. O chitară de la bunicul cântă și fără corzi, ori. Corect. Ce ne transmiteți sau ce le transmiteți studenților, colegilor dumneavoastră acum în perioada asta?
În primul rând le transmit să nu, să nu-și piardă motivația și eu, spre exemplu, am observat că în momentele în care sunt foarte stresată sau frustrată sau am de, mă rog, trebuie să scriu pentru licență, îmi dau seama că nu mi-ajunge aer în case și nu e destul nici să țin doar geamul deschis. Și atunci, dacă aveți ocazia, încercați să ieșiți pe balcon, cât de mic nu ar fi, sunt sigură că 15 minute la soare v-ar face foarte bine. Alt sfat ar fi să ne continuăm treaba și studiile, în primul rând, cu aceeași dedicație, pentru că acest lucru poate fi privit și pozitiv. Oamenii care sunt în zona lor de confort, care sunt acasă, care se simt mai bine aici, ar trebui să vadă asta ca pe un privilegiu, pentru că pot să studieze în continuu, dar în același timp aflându-se în mediul lor, în habitatul lor natural, așa cum mă simt eu și mă ajut foarte mult. Și da, neapărat trebuie să facem sport. Am descoperit că yoga este pentru oricine, chiar și pentru bărbați, pentru că și tatăl meu s-a apucat de yoga de când stăm acasă. Este minunat să încerci să-ți structurezi părțile zilei și timpului, pentru că poți obține o zi la fel de productivă ca și atunci când aveam libertate de a merge oriunde. Doar că acum merge mai mult cu gândul. E și ăsta un exercițiu foarte bun, de altfel. Proiecția în imaginar. Da. Mulțumim foarte mult. Mai ai ceva de adăugat? Le doresc tuturor spor. Să știți că este chiar poate fi privit ca un avantaj această carantină. Și fiecare își poate găsi noi hobby, noi ocupări, noi plăceri. De ce să nu profităm de această ocazie? Bine, mulțumim mult de tot pentru intervenție, mulțumim mult de tot pentru cântec. Și Ana, să nu uiți că ești primul reprezentant al studenților în seriile astea pe care noi ne nădăjdim să le facem în continuare, așa că mulțumim foarte mult de suport acestei emisiuni pilot, să-i spunem așa. Și ședere plăcută acasă și sănătate. Plină de învățăminte. Mulțumim. Mulțumesc, a fost o plăcere și pentru mine. Sănătate și noastră. Mulțumim. La revedere. Revedere. La revedere. Păi, ne-am întors. Tot am vorbit despre ce putem să facem în perioada asta. Dacă îmi dai voie, Florin, am să citesc foarte pe scurt câteva lucruri pe care le-am descoperit în ultimele zile cu privire la situația prin care trecem, câteva sfaturi care ne pot fi utile. Dacă îmi dai voie, trec așa ușor în revistă. Ai acordul meu. Păstrați distanța de 1,5 metri sau chiar 2 față de alte persoane, mai ales față de persoanele în vârstă, trebuie să ne protejăm bunicii. Nu vă atingeți de alte persoane, nu dați mâna, nu vă îmbrățișați. O să avem suficient timp după ce trece pandemia să facem acest lucru. Spălați-vă pe mâini de cel puțin 30 de secunde, începeți să cântați un elefant se legăna pe o pânză de păianjen și nu vă opriți din cântat decât când ați ajuns la 3, adică la a treia tură. Nu vă atingeți la... Iartă-mă, te rog, dacă îmi permiți să intervin. Eu obișnuiam de asta înainte de pandemie să recit câte o poezie murmurând așa în timp ce mă spălam pe dinți și luam de obicei o poezie destul de lungă. Uite că da. E foarte utilă treaba asta. Da. Bun. Nu vă atingeți nasul, ochii, gura, decât dacă aveți mâinile igienizate. Apoi, dezinfectați toate obiectele pe care le folosiți des cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Telefon, tastatură, calculator, mouse, telecomandă, încălțămintea când intrați în casă. Dacă aveți animale de companie, ștergeți-le pe lăbuțe de câte ori intrați cu ele în casă. Nu le dezinfectați cu clor pentru că le ardeți lăbuțele. Purtați mască, dacă aveți, de câte ori ieșiți din casă.
Nu ieșiți din casă decât pentru strictul necesar. Protejați-vă bunicii sau seniorii pe care îi aveți în jur, faceți-le cumpărăturile. Folosiți acest timp pentru a face lucruri noi. Tutoriale online, poate voi ați învățat să faceți fotografie, de exemplu, să editați, să faceți un blog, să citiți cărți, să publicați diferite articole, să participați la tot felul de ateliere pe diferite teme, să învățați limbi străine. Există foarte multe universități care au cursuri online, unele dintre ele sau foarte multe gratuite. Faceți exerciții, tot ne-a amintit mai devreme Ana, faceți exerciții, yoga sau lucrați în grădină sau ieșiți pe balcon. Cam astea ar fi, așa, pe scurt, câteva lucruri care au legătură cu perioada prin care trecem. Foarte multe idei în timp ce l-ascultam și pe domnul rector și pe Ana, în timp ce o ascultam, îmi veneau foarte multe gânduri, comentarii, dar mă abțin și vreau să trecem la etapa următoare pe care ne-am propus-o. Da. Dar să știi că nu garantez că nu o să comentez pe viitor gândurile care îmi trec prin minte în timp ce ceilalți vorbesc, pentru că se deschid așa porți foarte interesante în mintea noastră. Așa, spre amuzamentul nostru al tuturor, mă gândeam, apropo de supra-solicitarea studenților noștri în această perioadă, vine și dintr-o lipsa dozajului noi forme de comunicare, probabil, dar cred că e și așa o răzbunare a profesorilor care spun în subconștientul lor sau chiar în conștientul lor să nu mai spuneți că n-aveți timp acum să citiți sau să faceți toate lucrurile astea. Da, corect, așa e. Dar apropo de ce facem acasă, oare ce am putea face acasă? Ce am putea face în timpul pe care îl petrecem acasă? Oh, sunt foarte multe, foarte multe lucruri. Statul cu noi înșine e poate, universul din noi e poate cel mai mare univers din câte există și ne înconjoară. Dar noi ne-am propus așa să recomandăm prietenilor noștri, studenți și celor care ne ascultă un film, o carte, iar despre film am să vorbesc eu, nu? Deci, hai să vedem. Așa. Vreau să vă spun că n-am ales întâmplător filmul. Nu este un film foarte greu de artă. Este un film normal, nominalizat la Oscar, iar spuneam că nu l-am ales întâmplător pentru că protagonistul principal al filmului, Tom Hanks, nominalizat și câștigător al premiului Oscar de atât de ori, are legătură directă cu COVID-19. E unul dintre primele persoane de pe Mapamund care s-a îmbolnăvit de această boală și care se pare, din ce am citit, că e spre bine, se vindecă, ceea ce mă bucură foarte mult. Filmul, e vorba de film, hai să nu mai lungesc foarte mult, e vorba de filmul Naufragiatul, care a fost nominalizat și care a ieșit în cinematografe în anul 2000. A fost nominalizat prin Tom Hanks la cel mai bun actor într-un rol principal. Nu a luat atunci premiul Oscar pentru că în acel an a luat Russell Crowe cu Gladiatorul. În filmul Gladiatorul, în rolul Maximus Decimus Meridius. Da. Bun. Trebuie să mai amintim că în filmul acesta, în Naufragiatul, care are legătură cu un fel are legătură cu supraviețuirea, cu statul izolat, el era chiar, o să vedeți cine n-a văzut filmul, chiar izolat pe o insulă și probabil că după vizionarea filmului o să ne dăm seama că suntem niște privilegiați, având tot ce avem stând acasă și suntem niște privilegiați și tocmai în ideea asta am vrea să ne comparăm. Aș sugera celor care stau acasă, dacă îmi permite cineva să sugerez, să privim totdeauna la perioade mai grele din istorie, la oameni mai năpăstuiți decât noi. Și atunci, raportându-ne la lucruri mult mai grele, la cruci mult mai
mai dure, ne vom da seama că suntem bine, că lucrurile pot fi depășite cu mare ușurință, cultivându-ne una dintre cele mai frumoase calități ale omului, răbdarea. Deci, e vorba despre filmul Naufragiatul, avându-l în rol principal pe Tom Hanks, și protagonista feminină Helen Hunt, care și a luat Oscarul în 1997. Și făcând legătura, și cu asta închei, între Tom Hanks, cel care a supraviețuit atunci în film, personajul lui a supraviețuit în film, și cel Tom Hanks care trece acum printr-o stare mult mai dificilă față de mulți dintre noi, am găsit câteva gânduri sau un gând de-al lui transmit celor care trec prin această pandemie. Astfel, el încurajează oamenii să practice distanța socială. Citez. Să te adăpostești într-un loc funcționează așa. Nu dai nimănui, nu iei de la nimeni. Bun simț, nu? Va lua un timp, dar dacă avem grijă unii de alții, spune Tom Hanks, dacă ajutăm cum putem și dacă renunțăm la anumite facilități, vom trece și peste asta. Putem să o scoatem la capăt. Recomandarea mea, Naufragiatul, pentru una din seriile viitoare. Ok, pentru că nu mai este timp și pentru că ne îndreptăm către cu pași repezi, ne apropiem cu pași repezi de final, recomandarea mea, tot așa, dacă mi-e permis să spun că e o recomandare, gândindu-mă la aceeași situație prin care trecem, a fost Viața lui Pi. Este vorba de o carte scrisă de un scriitor canadian, Ian Martel, care, după care s-a făcut și un film, tot Viața lui Pi se numește, și nici nu știu, aș vrea să spun foarte pe scurt despre ea lucruri, în așa fel încât să vă determin să o citiți, dar în același timp să pot și să spun ceva. Este o carte în carte sau un basm, putem să-l privim din mai multe perspective. Cumva cartea are trei cărți, mai întâi ni se spune câte ceva despre autorul cărții și, de fapt, despre cel care urmează să ne povestească. În etapa a doua este aruncat cumva într-o călătorie foarte dură, în ocean, într-o barcă, alături de niște animale, o hienă, un orangutan, o zebră și un maestuos și extraordinar tigru bengalez, Robert Parker. Și ce este interesant aici este că abia în a treia parte a cărții putem deduce că de fapt a fost povestea, ar putea să fi fost și o alegorie. Dar ce e frumos în această carte este că scriitorul ne lasă pe fiecare să interpretăm cum vrem, ne lasă să vedem dacă animalele sunt de fapt animale sau sunt altceva, dacă cel care a trecut prin această călătorie a trebuit să treacă cu adevărat niște clipe dramatice, pe alocuri extraordinar de dificile, chiar, dar nu vă spun chiar, o să vedeți în carte dacă o să citiți, dar ce vreau să mai punctez este că în egală măsură această carte poate să fie și o carte despre credință, o carte despre putere, despre a rezista, o carte însă și despre speranță și despre capacitatea omului de a trece dincolo, de a trece peste orice fel de provocare, dacă găsim în noi această putere interioară. Viața lui Pi. Câteodată trebuie să dăm drumul hățurilor vieții ca să dăm și destinului o șansă, zice un alt scriitor, poate vom vorbi despre el, Walter Moes. Bun, cam asta a fost cartea pe care vă propun eu. Și cam asta a fost și victoriei 5-7 din această după-amiază, nu? Da, cam victoriei 5-7. La final. Încheiem spunându-vă sau provocându-vă la a vă gândi ce înseamnă distanțarea. Cu ea și despre ea vom vorbi la începutul viitoarei întâlniri, ca temă principală, mulțumindu-le invitaților noștri, dar care sunt parte din acest proiect, adică sunt și invitați și gazde în același timp, toți cei care trec pe aici. Noi nu facem decât să aducem oamenii împreună, nu neapărat în jurul nostru, ci noi să fim acolo toții.
Deci invitațiilor noștri le mulțumim din suflet și celor care vor veni de asemenea. Și vreau să vă fac o mărturisire personală. Sunt foarte invidios. Acum tu, Bogdan, nu trebuie să te vezi neapărat. Sunt foarte invidios pe cadrul cu totul extern din spatele lui Bogdan, acel tapet superb cu Piața Mare. Dar eu sunt, fiind un pic mai artist, adică cu acte, să zic așa, sper ca fereastra din colțul meu, din umărul meu stâng, să rivalizeze cu tapetul lui Bogdan și dacă nu, o să-mi vopsesc acest tavan. Sunt plin de invidie. Am zis să aducem un pic de Piața Mare. Piața. În întâlnirea noastră și de asta este aici. Atunci să zicem, Victoriei 5-7 în vremea sau în timpul pandemiei. Vă mulțumim. Salutare tuturor, pe data viitoare. Pe data viitoare, lăsați-ne comentarii și spuneți ce vreți să vedeți aici. Mulțumim mult. La revedere.